Bine v-am găsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Panoramic Sportiv difuzată pe Informația TV. La această ediție ne vom împărți pe trei părți. În prima fază vom prezenta cele mai importante știri sportive venite la sfârșit de săptămână, după care vom vorbi cu invitații mei din studio, iar la sfârșit continuăm seria cu să ne cunoaștem sportivii sătmăreni. De data aceasta am fost la antrenamentele pugiliștilor de la CS Voința Satu Mare și la AS Olimpia Căuaș. Începem cu știrile sportive, cu Olimpia Satu Mare, care, iată, a început sezonul de primăvară în seria a doua a ligii a doua și am putea spune că a început-o într-o notă pozitivă, având în vedere că a venit cu un punct din deplasarea de la Râmnicu Vâlcea. Galben-albaștri au făcut 2-2 în deplasarea de la CSM. Primul gol a fost înscris de Neagoie pentru gazde în minutul 23. Din câte se pare, acest gol a fost din offside, însă el a fost validat pentru ca Robbie Wieland să egaleze două minute mai târziu. Olimpia Satu Mare s-a văzut în avantaj în minutul 38 prin goluri marcate de Romario Rus. Gazdele au reușit însă să egaleze în minutul 73 prin Conieha, astfel că s-a terminat 2-2, iar Olimpia a câștigat un punct în deplasare. Cu această remiză, Olimpia ocupă locul 6 în seria a doua a ligii a doua, adică un loc de play-off, iar în etapa următoare va juca pe teren propriu cu Metalul Reșița, echipa aflată pe locul 2 în seria a doua. Trecem la un alt sport, la CSM Satu Mare, la handbal. Băieții noștri au reușit să câștige duelul cu CSM Oradea, un meci disputat sâmbătă pe teren propriu cu echipa aflată pe locul 2 în divizia A, seria a doua. Sătmărenii au început puțin mai slab meciul, însă într-un final s-au văzut învingători cu 32-29, astfel că sunt în continuare în luptă pentru un loc de baraj de promovare în Liga Națională. Basketbalistele de la CSM Satu Mare au încheiat sezonul regulat cu o înfrângere în deplasare la Nova Vita Târgu Mureș. Basketbalistele noastre au condus la pauză cu 12 puncte, însă pe final s-au văzut doborâte și au pierdut meciul la 10 puncte diferență, 69-59. Astfel, CSM Satu Mare a încheiat sezonul regulat pe locul 9 cu 36 de puncte, adică 10 victorii și 16 înfrângeri. Urmează acum play-out-ul pentru CSM Satu Mare, unde va întâlni Rapid București 19-22 martie sau, dacă va fi cazul, pentru un al treilea meci pe 25 martie. Iar acum să trecem la invitații noștri din studio. Orașul nostru, Satu Mare, va găzdui în premieră un eveniment deosebit la sfârșit de săptămână, campionatul național de judo pe echipe la senior. Pentru asta i-am invitat în studio pe Vasile Fușle, antrenor la CSM Satu Mare. Bine, bună seara! Bună seara! Și pe Marian Halas, antrenorul sportiv de la CSM Satu Mare. Bună seara! Înainte să trecem la evenimentul propriu zis, la sfârșit de săptămână CSM Satu Mare a participat la un alt turneu unde a obținut rezultate foarte bune. Marian, dacă te rog, ne spui ce s-a întâmplat în Oradea. Da, deci la finele săptămânii trecute, mai exact ieri, a avut loc, sportivul nostru a fost la două competiții, la campionatul național de tineret la Oradea și la Cupa Mondială din Varșovia. Rezultatele au fost excepționale, cum ai spus și tu. La Oradea, Eduard Nicolaescu reușind să devină campion național la categoria 73 de kg după o evoluție foarte bună. Ne așteptam la acest lucru pentru că Edi este și în lotul olimpic al României și practic și-a demonstrat valoarea pe care o are reușind să câștige, să impună la categoria 73. O altă medalie foarte frumoasă și foarte bună a obținut-o Cristian Sereș la categoria 60 de kg, unde după evoluție bună reușind să urce pe treapta a treia a podiumului. La această competiție au mai fost și două sportive de la CS Union Satu Mare, care și ele au reușit performanțe remarcabile, devenind vicecampioană națională la categoria 70 și 78 de kg. Aici fiind vorba de că Mihaela Faur și Covaș Dora. Pe ansamblu, medale care au venit în județul nostru și în orașul nostru de la acest campionat sunt foarte valoroase și numeroase, pentru că la o ediție cu patru medalii nu prea am reușit să venim noi acasă.
Am înțeles că au fost foarte mulți sportivi, peste 200 din mai multe județe. Bineînțeles, e finala campionatului național, a fost o competiție foarte, foarte... Am început dimineața la 9 și până seara la 9 am stat în sală. Deci o competiție foarte acerbă, sportivi din toată țara, din toate județele, cei mai buni din țară, practic. Da, și pentru asta și spun că și rezultatele sunt pe măsură, sunt foarte bune. Într-o altă ordine de idei, cum am spus, la Varșovia a avut loc sâmbătă și duminică Cupa Mondială de Seniori, unde CSM a fost reprezentat de către sportivul Lazar Remus la categoria 66 de kg, care la urma competiției reușind să se claseze pe locul 5. Un rezultat foarte bun, dacă ținem cont că totuși este Cupa Mondială, loc care îi aduce puncte importante în clasamentul pentru calificarea la Jocurile Olimpice. El a pierdut în semifinală în fața uzbecului, care e campion mondial, a pierdut foarte greu la o penalizare și în lupta pentru bronz a pierdut așa la limite cu un sportiv din Ungaria. Dar rezultatul este unul remarcabil totuși. Bun, acum să trecem la campionatul național de judo pe echipe la seniori, care va fi găzduit de sala LPS Caterina Bo din Satul Mare. Domnule Fuș, de ce înseamnă acest campionat pentru orașul nostru? Pentru orașul nostru, practic, este o istorie, pentru că până acum nu s-a organizat un concurs de așa natură, de așa nivel, mai ales la seniori, divizia. Sigur că acestui fapt îi datorăm și rezultatele obținute de sportivii sângmăreni la CSM Satu Mare, concursurile naționale și internaționale de anul trecut. Pe acest criteriu s-a selectat Satu Mare. Deci este prima dată și sperăm ca în vineri și sâmbătă să facem o impresie foarte bună, având în vedere că noi suntem și organizatori. Deci numai competiția în sine ne dă multe emoții, ci organizarea competiției, practic, este prima dată și vine cei mai buni sportivi din țară și câțiva și din lume, fost campion mondial la tineret, vicecampion mondial, sportivi olimpici, antrenori, arbitri. Deci noi trebuie să facem și o organizare ireproșabilă ca să ieșim în față orașul nostru pe plan național. Care ar fi criteriile? Ați spus mai înainte că rezultatele au făcut ca Satul Mare să organizeze acest campionat. Mai sunt și alte criterii pentru care federația alege un loc de disputare a unui campionat? Da, și sigur, și numai rezultatele obținute anterior, în anii trecuți, deci nu numai acum, anii care de când suntem cu CSM-ul, noi avem o istorie întreagă a judo-ului sâgmărean, deci și cu anii trecuți am rezultate foarte bune, dar nu la nivel de seniori. Și datorită faptului că am participat și anul trecut la campionatele naționale de pe echipe Divizia, unde am obținut locul 3, a fost prima noastră participare din istoria judo-ului sâgmărean pe echipe la nivel de seniori, unde am obținut medalia de bronz, sigur, ceea ce ne onorează la prima participare. Și modul cum ne-am prezentat la concursul de acolo, de sportivi care am fost catalogați la adunarea generală de cea mai pedantă echipă, și ca echipament și ca comportament în sala de concurs, drept dovadă și nu numai rezultate, analizei făcute, ni s-a încredințat nouă această organizare. Și dacă va fi o organizare foarte reușită și, bineînțeles, și rezultatele pe măsură, și am fost pe viitor, mi s-a propus că va fi și alte competiții de nivel internațional să organizăm asta mare, cum ar fi, de exemplu, campionatele balcanice, unde noi am obținut medalii de aur pe echipe, la care au luptat din 5 sportivi, 4 au fost sângmăreni, printre care și domnul Halas Marian, obținut medalia de aur. Și acum am avut un comportament foarte bun. Mai vorbim de celelalte, Cupa Europei, și acum am obținut rezultate foarte bune. Campionatele naționale, foarte bune. Concursurile internaționale, a avut Stărea Graz, ne-am obținut 5 medalii de aur. Deci s-a făcut un întreg bilanț și ni s-a discernat nouă să organizăm acest concurs. Am înțeles. Ce include această organizare? Cât de greu e să organizeze? Este destul de greu. Aici vă poate spune mai mult Marian, că s-a ocupat în mod special de toată organizarea și, bineînțeles, susținut de mai mulți. Deci, cum vorbeam și înainte cu alte persoane, asta nu înseamnă dacă acum se întâmplă evenimentul în sâmbătă, mai înainte cu 2 săptămâni am pus să organizăm. Necesită o organizare foarte, foarte lungă. Noi chiar din decembrie deja am început să demarăm lucrările necesare sau pregătirile necesare pentru această competiție. Stau mult în spatele unui asemenea eveniment. Ce este la suprafață este că se întâmplă într-o zi, se întâmplă repede, s-a terminat. Dar noi lucrăm cu mult timp înainte. Avem noroc, avem sală, ne trebuie salvări, rezervări la hoteluri, echipamente, pregătirea sportivilor, materiale și logistica de care avem nevoie în sală, tabele electronice, tatame. Noi încă nu dispunem de 2 seturi de tatame, nu dispunem nici de un set de tatami
ca să putem organiza o competiție. Avem noroc că acum împrumutăm de la Clubul Sportiv Unio și de la Baia Mare și de la Oradea. Împrumutăm tatami ca să putem... Două vor fi. Dar trebuie să organizăm la dimensiunile aprobate de către EJU și IGF, pentru că așa noi ne supunem regulamentelor celor de sus. Și îți dau anumite suprafață, anumite metri pătrați și noi nu avem, trebuie să împrumutăm transport, persoane, deci include mai multe pregătiri, dar eu zic că suntem pe ultima 100 de metri și sperăm să iasă totul ok. Automat această pregătire, organizare, implică și anumite costuri. De cine sunt suportate aceste costuri? Da, deci pe această cale vreau să mulțumesc Clubului Sportiv Municipal, care suntem și legitimați și suntem mai lor, practic ne ajută Primăria Satu Mare și mai avem și anumiți sponsori care ne ajută, nu numai acum, ne-a ajutat așa în trecut și sper să ne ajute și pe viitor. APASERV, domnului director Dan Segeran, North Simex, domnului Flaviu Meghișan, să-i mulțumim, da? Firmei Fujile Security, care tot timpul a fost alături de secția de judo a orașului și ne sprijină. Și mai avem alte persoane care ne ajută de dragul lor și sperăm că și pe viitor să fie alături de noi. Dar, cum ai spus tu, implică costuri și da, orice performanță în ziua de astăzi necesită investiție și necesită bani. Dincolo de toate acestea, care ar fi programul turneului? Da, deci în cursul zilei de vineri, susirea delegațiilor a tuturor echipelor din România, validarea actelor, înscrierea în concurs, tragerea la sorți și seara e cântarul sportivilor. Asta se întâmplă vineri, urmând ca în cursul zilei de sâmbătă la ora 9 să înceapă competiția cu meciurile din grupe și preliminarii și în a doua parte a zilei, în funcție de cum se termină prima parte a zilei, în a doua parte a zilei vor fi finalele, meciurile, finala mare și meciurile pentru medalia de bronz, atât la masculin cât și la feminin. Ce ne poți spune de echipa CSM Satu Mare? În primul rând aș vrea să încep cu componența echipei CSM Satu Mare, care este formată din sportivii Laza Remus, Laza Amado, Sereș Cristian, Halas Marian, Fujile Vasile, Bodârlău Cristian, Fujile Florin, Șamel Laurent și Pop Ovidiu. Aceasta este componența. Ordinea categoriilor încă nu am fixat-o, pentru că asta în funcție de planul tactic pe care îl face antrenorul, să vedem care sportiv la ce categorie îl băgăm. Și da, asta este componența. Sportivii sunt pregătiți. Încă majoritatea sportivilor sunt la Oradea, încă la lotul național în pregătire. O să-i las numai de mâine să vină la Satu Mare să-și continue ultimele zile de pregătire acasă la club. Câte echipe vor fi participante? Deocamdată nu am numărul final al echipelor participante, pentru că înscrierea se face la federație, nu la noi ca și organizatorul de club. Dar în cele am auzit, spun că vor fi vreo 7-8 la masculin și 5-6 echipe la feminin. Asta depinde, pentru că sunt echipe care fuzionează între ele, din două echipe fac o echipă și atunci din start mai sunt două echipe, e o singură echipă. Cum la această ediție, Baia Mare cu Cluj și cu Bistrița fuzionează și fac o singură echipă. Asta poate să fie și din motive financiare, să economisească, sau și din motive să-și întărească echipa, că poate un club are la 2-3 categorii mai bună și atunci împreună să facă o echipă mai puternică și mai combativă, competitivă. Care ar fi categoriile de vârstă? Nu categorii de vârstă, care e minimum de... Deci sportivi născuți din 2000 și mai mici au voie să participe la această competiție și categoriile de greutate sunt 5 categorii, începând la masculin cu 66, 73, 81, 90 de kg și peste 90 de kg. Asta e la masculin și la feminin 52 de kg, 57, 63, 70 și plus 70 de kg. 5 categorii. Din 5 categorii trebuie să câștigi 3 meciuri ca să ai victoria asigurată. CSM Satu Mare are și o parte feminină? Nu, din păcate sau noi am vrea să avem și echipă feminină, dar deja necesită alte scorturi, alte costuri, alți bani. Deocamdată vrem să facem treabă, să ne întemeiem bine treaba la băi, să avem un sistem bun și deja avem socrimioare în grupă niște fete care pe viitor vor fi ai Sătmarului și a echipei CSM, dar sperăm să continuăm și cu ele. Da. Care ar fi obiectivul echipei CSM Satu Mare la acest campionat? Având în vedere că anul trecut am luat medalia de bronz. Obiectivul să câștigăm titlul, dar practic nu suntem locul 1-3, mai sigur. Dar noi totdeauna mergem la victorie. Sigur, anul noi participăm doar cu sportivii la CSM Satu Mare. N-am făcut împrumuturi internaționale în alte țări. Și mergem doar cu sportivii care avem la club. Și ce șanse sunt să luăm titlul? Șanse sunt, vom lupta și vom vedea. Sigur, vin echipe foarte puternice, cum Iașu, care ne-a bătut și anul trecut, au doar un singur sportiv al lor, ceilalți sunt împrumutați, moldoveni și din Ungaria. Deci,
și în orice împrumuturi, că la 90, de exemplu, Tău Cristian este vicecampion mondial și campion mondial de tineret, sportiv de mare valoare. Și nu mai vorbim că mai au acolo Simionescu, care merge foarte bine, au câștigat mai multe concursuri de Grand Prix, a fost participat la Olimpiadă, a fost medalii europene la plus. Deci au sportivi de valoare, deci n-au practic sportivi al lor, dar au împrumutați în alte. Noi ne-am limitat doar la sportivii noștri la CSM Satul Mare. Ați încercat și să aduceți și alți sportivi? Am încercat, dar datorită situației financiare ne-am gândit ca să, decât să dăm pe împrumuturi nu știu câte mii de euro, mai bine investim în grupele de copii și cadeți care avem acum la noi la club, să putem să ducem acestea la concursuri naționale și internaționale, ca pe viitor să crească pe mare performanță. Care ar fi totuși explicația, având în vedere că este un campionat național? Se lasă, iată, să participe sportivi din alte țări? Se are drept la două împrumuturi la nivel internațional pe echipă. Deci și noi am cochetat cu mai multe țări, spune mai multe țări, dar fiind multe cupe europene și mondiale, au mari pretenții să accidenteze sportivii și în ultima, și din România chiar am avut cu cineva să împrumutăm pe cineva, dar a fost că vine și după aceea s-a răzgândit, din ce motiv nu cunoaștem, nici nu știm dacă poate o altă echipă mai tare ca să se întărească, cum a zis și Mariana, pentru că au fost 14 echipe la divizie de seniori, divizia, 14 echipe. Acum mai puține, cum au fost Bistrița, Baia Mare și Cluj fac o singură echipă. Ploiești, Steaua și nu mai știu care fac altă echipă. Deci s-au unit mai mulți ca să facă echipe mai puternice. Deci chiar dacă ar fi mai puține echipe ca în trecut, dar va fi mult mai puternic turneul la noi acasă. Dar noi tot cu acești băieți am trecut, am luptat și am reușit să câștigăm medalia de bronz. Am fost bătuți la o penalizare la Iași. De Iași. În rest am bătut toate echipele Dinamo, București și Cluj cu 5-0. Necurace cu 5-0, Ploiești Steaua cu 5-0, deci am avut un golograj de 17-3. Toate concursurile am câștigat cu 5-0, împotriva unei echipe de top. Deci acum, probabil drept dovadă, ei s-au unit mai mulți și formând un sportiv de aici, unul din culo, au dreptul să împrumute mai mult din țară, dar din exterior urma doi sportivi, la nivel internațional. Având în vedere că este un turneu de mare amvergură, bănuiesc că vor fi și invitați de marcă la el, cine și-a anunțat prezența din cadrul federației sau... La insistențele noastre și la insistențele noastre, președintele Federației Române de Judo și-a anunțat prezența, a spus că vrea să ne că la Satul Mare n-a fost niciodată la un concurs. Deci chiar n-a fost niciodată pentru că n-a fost concursul la Satul Mare. Și pentru că facem noi în premieră, a spus că vrea să vină să vadă cum se organizează și să vadă și orașul. Plus, pe lângă președinte, vor mai fi și alți invitați de marcă, secretarul general al federației, președintele Colegiului Central al Arbitrilor din România, directorul tehnic de la Federația Internațională de Judo, foști mari sportivi medalați la Olimpiadă din țară și mulți prieteni noștri, Mircea Frățică, medalist campion european de senior și medalist la Olimpiadă la Los Angeles, Mihai Cioc și mulți sportivi care au fost campion mondial la europene și așa mai departe, la Olimpiadă, vor fi prezenți. Da. Și Simona Richter, la Cluj, da. La Olimpiadă din China. Fost deci, sportiv de, de valoare și vom avea invitați și din plan local, care fac parte din conducerea primăriei sau Consiliul Județean. Ne așteptăm pe toți să ia parte la acest eveniment. Cum credeți că este privit acest sport în Satul Mare, de către public, de către sătmăreni? Credeți că vor veni să vadă concursul? Bună întrebare. Eu mi-aș dori să vină cât mai mulți, pentru că și dacă mulți din sătmăreni nu înțeleg acest sport, să vină, pentru că așa vor, dacă nu vin niciodată, nu o să înțeleagă niciodată, dar dacă vor veni, vor înțelege. Mi-aș dori să vină cât mai mulți sătmăreni, asta vom vedea după competiție, în funcție de câți spectatori vor fi, vom putea da un răspuns. Faceți ceva acțiuni să atrageți cumva publicul? Păi am părțit flyere, anunțuri prin ziare, Facebook-ul e plin. Găsit că vor fi foarte mulți, sunt foarte interesant și fost sportiv de ani de zile pe performanță, mai avut de-a lungul anilor multe rezultate de remarcă. Atât noi, de exemplu, cu Fușile Security, pe plângă CSM, avem un club pe pinieră Fușile Security, bineînțeles și unii o Satul Mare, țin să le mulțumim și domnul Terei, că ani de zile s-a ocupat de această ramură și a dus-o foarte bine în concursurile naționale și internaționale. Și sigur, toți sunt cointeresați și au rămas surprinși că înțeleg fenomenul de acest gen. Sigur, unii care n-au făcut sport nu știu ce înseamnă finală de divizia pe echipe. N-am fost niciodată în Satul Mare. Mă refer cum a fost fotbalul sau alte, basketul sau nu mai știu ce. Dar eu zic că o să fie foarte mulți. Și a început și acum la copii, eu chiar mă ocup de niște grupe de copii. Și sunt foarte mulți copii care sunt dornici de afirmare, care am participat și la câteva concursuri de astea cu caracter nenațional, dar vă spun sincer că sunt. Și datorită faptului că această echipă a reușit să urce cam așa de sus,
știu că cât mai mulți oameni și va fi o amploare și pentru viitorii jucători în Sărmăreni. Și avem copii foarte mulți, atât noi cât și cei la Unio. Arbitrajul va fi oferit de, vom avea și Sărmăreni, arbitri? Din păcate, noi care suntem și arbitri Sărmăreni vom face parte din componența echipei și arbitrajul cei de la federație s-a ocupat de, delegarea arbitrii care vor participa. Bineînțeles, și arbitrii vor fi cei mai buni în România, pentru că la așa competiție și arbitrii sunt pe măsură. Federația se ocupa. Noi avem și arbitrii. Vasi Fușle Junior este arbitru internațional și continuă de luptă. Era arbitrat la Arad. La Oradea, pardon, la finală, Marian Șel este arbitru, chiar ieri am fost foarte plăcut, surprins că era foarte bine și a arbitrat și finale și la un moment dat l-a întrebat președintele federației care e arbitru continental și Marian încă nu, zice da. Că nu, încă nu, dar zic că poate fi cu, chiar cu toate, dar e foarte bine. Deci avem și ca pe plan național suntem reprezentați ca arbitri, deci Vasi și el luptă și Marian luptă și nu pot fi arbitri. Noi mai avem aici arbitri, Popovidiu și el luptă. Arbitrii tineri din perspectivă. Da. Deci pe viitor vom avea arbitrii foarte reprezentați foarte bine. Și acum suntem foarte bine reprezentați, dar nu, din păcate, nu putem să-i folosim acum, că trebuie să-i folosim să lupte. Vom putea avea cumva și arbitrii sărmăreni la Jocurile Olimpice? Sau... Asta e obiectivul nostru. Acum, prima da. Șansă o are Vasi, că e cel mai bine văzut arbitru. E locul 4 în țară acum. El acum sunt tratative, este mica olimpiadă care va fi în Azerbaijan, se pare. Jocurile Europei. Deci judo și s-ar putea să fie el reprezentat acolo de în partea României. Și pentru asta înseamnă să participe la cât mai multe concursuri internaționale, da, să strângă. El a și participat anul ăsta la stagiu la Malaga, în Spania anul acesta. A fost în la Viena, în Austria, în Varșovia. Cupe europene și mondiale. Deci, și anul trecut mai vorbesc cu Statele Unite la Cupa Mondială de Cadeți. Deci, din câte președintele federației și cei care sunt în măsură să spună, este, cum spun Marian, în primii patru arbitri din țară. Și Vasi este încă tânăr. E cel mai tânăr dintre cei patru. Deci, sunt perspective ca pe viitor să mai ajungă și la Olimpiadă. Am vorbit de arbitri și acum să vorbim și de sportivi pentru Jocurile Olimpice. Am înțeles că da. Vreți și sportiv la Jocurile Olimpice și pentru asta participă la mai multe concursuri. Da, asta e obiectivul nostru îndrăzneț pe care îl avem. Sincer, singurii sportivi din oraș sau din județul Satu Mare care au șanse reale de calificare la Olimpiadă sunt, îi avem pe cei de la judo, care sunt în cărți, Bodeloc Cristian, Lazar Remus și Nicolescu. Cel mai în măsură, cred că ar fi Bodeloc, că este în cea mai bună poziție în clasamentul mondial și îi lipsesc puține puncte ca să califice. Bineînțeles, calificările se termină anul viitor în mai, deci mai durează încă un an de zile. Într-un an de zile se pot întâmpla foarte multe, că așa am pierdut și o calificare pe ultima 100 de metri. Sperăm să fie sănătos în primul rând, federația să-i dea în continuare încredere și să-l ducă la turnee, pentru că la turneele care puntează pentru Olimpiadă doar cu acordul federației poți merge și reprezinți automat Federația Română de Judo, să dea în continuare încredere, să-l ducă la turnee și Cristi să-și facă treaba, să confirme, să ia puncte și să urce în clasament, să se califice. La sfârșitul calificării, primii 22 sportivi din lume se califică la Olimpiadă. Deci la fiecare categorie de greutate, primii 22 se califică. Trebuie să fii în primii 22 din lume să te califici, practic. Laurent Chamel? El, fiecare are șansa lui, bineînțeles. Și eu încă mai am șanse dacă mă duc la turnee. Laurent, acum am avut el o discuție, poate știți și dumneavoastră, și problemele financiare pe care le... Așa zise, probleme financiare pe care le are clubul, adică am primit mai bani puțin, nu mai ne permitem să mergem la toate competițiile internaționale. Și Laurent și-a făcut rost de sponsori, vrea să meargă la mai multe turnee afară și sperăm, deci are șansa lui și dacă acum e mai jos în clasament, pentru că din cauza că n-am mai fost la turnee mai jos în clasament, n-am mai fost de foarte mult timp, că n-am avut fonduri să ne permitem să mergem la asemenea competiții. Dar dacă el merge la competiții și a făcut rost de sponsorizări, totul depinde de el. Să se afle într-o formă bună și fiecare are șansa lui. Eu m-aș bucura foarte mult. E sportivul nostru când se califice. Sperăm că vom avea să înțelegem că e cel mai greu obiectiv pe care e ăsta, să ajungi la Olimpiadă. Deci chiar vorbeam cu cineva din sport foarte, foarte, într-o funcție foarte adică. E mai greu să te califici decât să iei medalii. Pentru că ca să te califici, trebuie să fii 2 ani de zile angrenat tot timpul în competiție, tot timpul să iei puncte. Acum te duci la competiție să iei puncte, te întreci celălalt. Deci 2 ani de zile trebuie să fii tot timpul angrenat și să iei medalii, da? Să iei medalii, să zici asta. Acolo Olimpiada, prinzi o zi bună, ai luat medalii sau ești în primii 5, în primii 6, în primii 10. Dincolo de seniori, să vorbim și puțin de
copii sau aveți grupe mai mici la CSM Satu Mare? Da, noi avem la Clubul Sportiv Fuște, sigur, că suntem în colaborare cu CSM-ul. Eu, de altfel, sunt antrenor doar voluntar la club, președintele secției, antrenorul principal e Marian Halas. Și, sigur, pe viitor am și participat la un concurs de cadeți, unde participam Marian cu doi sportivi, s-au calificat la finală, deci sunt respectivele medale. Deci, anul viitor vor fi ultimul an de cadeți, avem șanse și avem copii foarte mulți. La un număr, ne puteți spune? 30 și alte sportive, da. Copii. Și unde se desfășoară antrenamentele, unde fac copii, unde se pregătesc? La liceul de arte, este, avem acum o sală nouă, acum o punem la punt, cu saltele, cu tot. Până acum am făcut la liceul CFR, acum facem acolo. Dincolo de sportivii pe care aveți copii, aveți și faceți ceva, acțiuni de selecție, mergeți prin școli? Sau... Noi ne-am văzut la selecție, chiar din contră foarte mulți au venit, având în vedere că eu făcând de ani de zile am multe cunoștință și doar le-am povestit că facem, am început antrenamente și foarte mulți copii. Chiar avem prea mulți copii și nu pot să mă ocup eu singur de atât. Chiar și de senior de multe ori sunt obosit și nu mai am timp să stau și cu ei să ținem antrenament. Și... Dar eu zic că sunt destui copii pentru... Și de-a lungul anilor, bineînțeles că noi, vreau să amintesc că eu mă ocup de 30 și ceva de ani de această disciplină, unde am obținut mai mulți campioni naționali, la diferite categorii de vârstă. Copii care de junior, tineret și la seniori. Și... Dar rezultatele la nivel de senior ca până anul trecut și am avut 2 ani au fost din așa nivel. M-am trecut, am obținut 44 de medalii la nivel de seniori, sunt foarte multe. Sunt prima echipă CSM din țară, la numai rezultatele obținute la campionatele naționale, campionate balcanice, Cupa Europei, concursuri internaționale care le-am avut. Deci, rezultate peste așteptări, deci la nivel național suntem foarte bine cotați. Având în vedere că suntem cam la finalul emisiunii, Marian, o invitație către publicul Săt Mărean, ce poate vedea Săt Măreanul sâmbătă în sala LPS Ecaterina Vod? Da, deci vă invit și pe dumneavoastră și pe toți iubitorii de sport din oraș și din județ să vină să susțină echipa CSM-ului în drumul nostru către a lua o medalie cât mai strălucitoare. Veniți la sală, veți vedea un sport foarte frumos și mult spectacol și sportiv de mare valoare. Eu vă mulțumesc că ați venit în studioul Informația TV și vă urez multă baftă pe sâmbătă și pe anul 2015. Stimați telespectatori, aceasta a fost ediția noastră Panoramic Sportiv din această săptămână. Rămâneți pe Informația TV, urmează să ne cunoaștem sportivii cu pugiliștii de la CS Voința Satu Mare și AS Olimpia Căuași. La revedere!